Domnul președinte, ați ales să fiți la Cluj de ziua regalității. De ce la Cluj? Vor fi în față, vor deschide parada. Vă rog să încercați. România are nevoie de Ardeal. Ardealul are datoria din nou să dea un mesaj pentru toată țara. Chiar dacă e chiar de regăsire a României profunde, de regăsire a identității naționale. Și le spun la mulți ani tuturor soțiilor de țărăniști care ne iartă. Din Ardeal a plecat de fapt Partidul Național Român. Din Ardeal au plecat principiile care au dus la pozitivirea statului național român. Aici piață o să continue concertul Emeric Mai aici la Cluj. Trupa, o să găsim parte, aici, ne putem întoarce la o grupă discuție, cei care le face hotărât. Okay. Comitetul Național de Conducere a hotărât. Emeric, te rog. Poziția partidului pentru alegerile prezidențiale. Am hotărât împreună cu colegii mei din Comitetul Național din Conducere ca PNTCD să boicoteze alegerile prezidențiale din 2014. Sunt alegeri, în opinia noastră, nelegitime atâta vreme cât românii nu se vor exprima printr-un referendum constituțional asupra formei de guvernământ. Este datoria... Și să nu participați? Da, este motivul pentru care, până la acest moment în care poporul român va hotărâ forma de guvernământ, pentru 2014 PNSCD-ul și cerem monarhiștilor, republicanilor de bună credință să nu meargă la vot, să boicoteze alegerile prezidențiale, pentru că nu mai putem accepta să trăim în minciună. Românilor li s-a uzurpat dreptul de a alege forma de guvernământ de comunism, iar această minciună continuă până azi. Domnul președinte, ați venit la Cluj într-un centru universitar. Programul artistic oferit a fost... Da. După imnul regal, Pușca și Cureaua Lată, vizați un anumit segment. Este vorba despre... Merge, adică nu că n-ar fi o piesă... Este vorba despre cântec popular acesta. Respectăm folclorul României. Acum, așa sunt românii. Ați reușit să mai estompați tensiunile de la nivel național, de la nivel local, din partid? Tensiuni. Nu sunt tensiuni. Nu mai sunt de mult. Succes!